Бунгасит приятен, Сент Михай Степанов, кон видео нов, în care voi spune careva informație destul de importantă pentru cei care preferă să fac ceva decât să aștepte din pod. Deci spun acum o să vedeți mai departe în video. Tema este legată cu DebitCoin, care am făcut un video pe 5 noiembrie. Acum a apărut o promoție la DebitCoin, care în timp de o zi eu am făcut ca bonus vreo 5.000 dolari. Acum, pentru cei care, ca Ion Cipriano, care vrea ceva concret, pentru așa oameni n-am nimic concret, pentru că lor mintea nu le ajunge să înțeleagă. Iar majoritatea care se uită la canalul meu sunt oameni curioși, sau cum să-l spune, cel puțin verifică ceea ce eu dau și înțeleg că nu toată informația în internet este sigură 100%. Deci trebuie de participat și pe parcurs observ dacă s-a primit sau nu s-a primit. Deci nimic nu cade în pod. Deci în acel video eu spuneam despre site-ul Bounty Starter, unde se poate de adunat monete de Bitcoin. Aici monetele se adună făcând careva sarcini. Pește 30 de zile monetele devin posibil de scos. Deci vedeți, este cont care e în așteptare, 21 de monete, și în balansul de pe care deja 8,6 monete pot să le dau la scos. Aici e un site unde se poate adunat de Bitcoin. Iar azi am făcut înregistrare pe alt site, Deposit Network, unde este posibil de unit și la bursă, unde se vând debit coin contra dolari. Video eu l-am făcut acesta pe 5 precedent, adică adună debit coin pe 5 noiembrie, când ei abia porneau ICO. Prima etapă de ICO a fost deja și au ieșit la bursă. Deci inițial prețul la un debit coin pe noiembrie era un dolar. Undeva din 10 decembrie a început să crească prețul la debit coin și deci el crește, asta pe bursă Bitshare. Ea se poate de făcut înregistrare de creat cont din acest site, Deposit Network. Eu o să arăt acuși mai departe cum facem înregistrarea, plusurile și avantajele. Deci e important să faceți înregistrare pe acest site. Acum cât este o promoție, la înregistrare se dă ca bonus 250 dolari. Echivalent în de Bitcoin. Nu ni se dă dolari, dar se dă monete de 250 dolari. Și cursul, deoarece permanent crește, monete pot fi tot mai puțin, dar în sumă de 200-250 dolari. Deci acum un de Bitcoin e 16 dolari și 67 de cenți. Deci dacă luăm aici, ia undeva 30 de monete care le-am eu adunate, din făcând sarcini pe noiembrie. 30 înmulțesc la 15, mi-au 450 dolari, valorează monetele acestea. Pentru cei care caut concret. Deci, sunt fel de fel de, eu nu știu cum să-i spun, trânturi, leneși, care așteaptă să meargă pe drum și caut aur din pod. Pentru dânsi internetul e interzis de lucrat, căci mintea nu le ajunge cum să câștigă. Alții n-au răbdare și peste tot văd numai scamuri. Poate să fie 5 scamuri și unul să fie bun și dintre acel unul să câștigi 10 ori mai mult pe pierdut în acele 5 scamuri. Deci peste tot trebuie încercat. Cine s-a închedicat odată și nu se mai ridică, acela deja nu e om. Eu cred că dimititelor, noi câte ori scadem, până la urmă ne învățăm a merge, așa și în internet. Într-un loc nu s-a primit odată, două, trei ori, dar până la urmă
Spodem învățaș de câștigat. Cine vrea, desigur. Cine nu vrea, deja eu nu pot fi de folos, că nu depinde de mine dorința. Deci, cu Deposit Network. Eu azi am făcut înregistrare și uitați-vă, deja am 256 de monete de Bitcoin adunat în contul de bonus și monetele acestea deja valorează undeva 4267 de dolari. Deci 256 am mulțit la 1667 de curs acum. Acest site prin ceva seamănă cu WebTransfer. Aceste monete care noi le primim bonus, le vom da, eu adică pot să le dau la procent, că dacă le țin aici, ele niciun folos nu mi-aduc. O să fac alt video cum dăm la procent. Acum vreau să vă arăt cum facem înregistrare pe acest site și cum să adun aceste monete. Deci pentru fiecare invitat, după linkul vostru, primiți 15 monete. Primul nivel, de nivelul 2, 4 monete și așa mai departe. Deci, uitați-vă, când faceți înregistrare, trebuie să intrați în prima, de sus, să apăsați pe creion și să vă introduceți datele. Aici mai jos unul. Prenumele, numele și așa mai departe. Ca să fie limba română, uitați-vă ce perotie unii roată aceasta. O să apăsați, o să alegeți limba. Este și limba română, deci o site. Limba română. Și pe urmă informația o să apară în limba română, vedeți informații. Foarte important de înțeles că acest site este verificare. Deci nu se poate făcut mai multe conturi, că nu o să puteți vă folosiți de acest bonus. Deci eu de ce încă n-am dat bani acești care am la în lucru, pentru că încă n-am terminat verificarea, o să fac verificarea. Deci acum abia azi am făcut înregistrare și vreau să vă arăt cum se face înregistrarea. Deci l-am promuție de din direcția butonul 3. Aici este o bursă unde se poate dat la 3 zile, la 7 zile, la 14 și la 21 până la o lună. Acest bonus, deci eu am 200 și pot să aleg suma de pildă cât vreau să dau, știu, 250 pildă monede. Rata dobânzii și așa mai departe. Eu până când nu dau, că o să mă clarific, până când nu vreau să mă grăbesc. Pildă dau 250, pe o perioadă, pe 21 de zile și o să am 52 de monede. Venit, mirat, vedeți. Și puteți să socotiți și singur. 52 de monete. Venit. Timp de 21 de zile. 52 de monete venit. Înmulțit la, acum deja e 16,67 cursul. Deci voi avea 800 de dolari. Venit. Deci, se poate făcut și mai mult ca mine. Deci, eu v-am arătat o variantă. Deja depinde de voi cât de voi sunteți de harnici și de activi. Pentru asta trebuiește doar să faceți înregistrare corect, ca să puteți lucra. Faceți verificarea și pe urmă uitați-vă, după ce 1, 2, 3, 4, 5... În a 5 intrați, unde este linkul de referral, deci eu am intrat. Copieți linkul de referral și îl dați la toți cunoscuții. Cât mai mulți cunoscuți, pentru fiecare cunoscut, o să primiți 15 monete. Monetele acestea se poate dat maxim la 30 zile. Dar cu și eu să mă clarific și nu vă grăbiți să le dați ca să nu pierdeți. Deci, aici monetele este bonus care le primim, se primesc pentru o dată, pentru o operație. De ce? Dacă o să le dați la o perioadă scurtă,
pildo 3 zile, o să ele o să ardă și o să rămâne doar cu venitul. De ce eu acum o să clarific și o să fac alt video la ce perioadă e optimal de dat că am promut aceste monede care le primiți ca bonus. Și bonus aici este din 3 nivele. Primul nivel 5%, nivelul 2 4%, nivelul 3 3%, nivelul 4 2% și nivelul 5 1%. Deci este foarte interesant în marketingul. Deja la mine, dacă să vă uitați, câte persoane s-au înregistrat azi, aici ia comisionul cum vine. Deci uitați-vă, aveți 15, 15, 15, 4, 4, 15, 15, aici o persoană s-a înregistrat, dar nu s-a făcut introducerea datelor. De ce el n-a primit nimic? Deci, dacă s-a început lucrul, trebuie să-l luci până la cap. Deci, s-a intrat în cont, s-a apăsat pe stilou, s-a introdus datele corect, după ce începeți procedura de verificare. Deci, după ce începeți să studia, uitați-vă la video care eu o să le mai plasez. Deci, cine vrea să câștige, o să câștige. Cine nu vrea, o să găsească ceva probleme și o să scrie că vrea ceva concret. Dar concret numai bătaie puteți să luați care vor concret. Asta e concret. Dacă nu înțelegi ceva, bateți-vă cu capul de pereți, eu nu știu ce vă mai spun. Cât de concret se poate de spus încă. Pur și simplu sunt sătul de astfel de oameni care câteodată îmi scriu și pe Skype cu orele le explic și până la urmă tot n-am nicio rezultat. Și pe urmă tot dau vina pe alții că acela e vinovat că nu l-a învățat cum să facă bani. Poate și eu trebuie să lucrez pentru noi să-i fac bani. Pentru atâta sunt de lenoș. Unii tipi că nici nu știu cum să-i mai numești. Deci, dar lăsăm oamenii aceștia, las fiecare are drumul lui. La mine se primește, cine vrea să facă ca mine, puteți să mă repetați, să faceți, să vă uitați mai multe ori la video și o să vă aveți rezultate. Cine caută probleme, tot timpul să găsați probleme. Deci, luăm link-ul de referral și atenție cum facem aici înregistrarea, că este foarte important să faceți corect. Ușor să ies de pe site. Că mulți la înregistrare se pierd văzând blockchain, criptomonete, Ethereum și așa mai departe și nu înțeleg. Deci când apăsăm pe link-ul de referral care o să fie sub video, o să deschidă site-ul în așa formă, cum vedeți. Deci așa sunt mai multe limbi, puteți să alegeți care sunt. Aici limba română noi. Alegem limba engleză în cazul dat. Deci, nu trebuie să apăsăm butonul acesta oranj sau violet, mai degrab. De unire la companie. După care se deschide o fereastră nouă. Site-ul lucrează cu multe alte site-uri, de ce el se încarcă mai greu, de ce aveți răbdare. Și acum uitați atent ce vă spun eu. Pentru logare în interior sunt două căi. Vedeți, este un login prin key store file. Deci este un fișier, un document, care noi la înregistrare îl descărcăm pe calculator. Și când vrem să intrăm în cont cu ajutorul lui, noi o să trebuiască să apelăm la dâns. De ce o să trebuiască să-l salvați? Și când intrăm în acest fișier, el este protejat cu parola care noi o creăm singur pentru a intra în acest fișier. Deci asta e prima cale de intrare.
А до или кале, где entrare на конт, я часть сайт, есть print private key, print row key private, care la fel o salvăm când facem înregistrarea. Deci e atent ce o să spun acum mai departe, cum facem înregistrarea. Deci, pentru a crea un cont nou, apăsăm aici. Acum, primul pas, merge vorba anume despre key store, unde ne roagă să creăm o parolă cu care o să intrăm întrânsă. Deci, și arăt, scriem parola. Și apăsăm pe Next. Se creează acest file cu parola noastră și ni se propune să descărcăm. Deci neapărat trebuie descărcat și salvați undeva acest document. Să nu-l pierdeți, e foarte important. Deci apăsați pe Download și el acest fișier se descarcă aici. Deci, pe urmă deschideți acest fișier, îl căutați unde el este, că trebuie să-l salvați. Este foarte important. Deci, îl luați, îl copiați aici. Îl copiați și îl plasați undeva. În timp de eu așa ceva am făcut deja. Unde am salvat, de pildă, acest fișier. Deci azi am făcut data de 6, la ora 7 undeva. Cum mai ora? 3 ore în urmă. Deci, în timp de 3 ore, eu am făcut vreo $4,000. Ca bombă. Acum, pasul 2. După ce am făcut și am salvat acest document, exemplu, deci, eu l-am salvat. Trebuie este să salvez a doilea. Deci, mergem mai departe. Pentru că eu am înțeles. Deci, citiți aici corect ce spune. Aceea ce spun eu, ce își spune aici. Mergem la pasul 2. Ne roagă să salvăm privat cheia. Deci, cheia noastră privată care este pentru a intra prin a doua cale. La fel o copiem. Unde am salvat fișierul, creăm un document text principal, știți ce e acolo. Eu mă fac să vă arăt. Și salvați acel cod care el trebuie să-l aveți pe calculator, fără dâns să nu spuneți intra. Și o salvați. După ce ați salvat, apăsați mai departe. Și deți apare că contul a fost creat cu succes. Și când apăsați pe continuă, deja puteți să intrați. De pildă, ori prin privat key, puneți acel care l-a salvat în fișierul acesta. O variantă de a intra. Sau prin login key store. Unde vă aruncă și indicat acest fișier. Când vrem să intrăm prin trânsul, deja aici trebuie să punem parola cei care am creat-o când ne-au rugat. Deci parola trebuie să o rețineți tot unde v-a scris. Și apăsați pe... deci introduceți parola aceea. Și apăsați pe Enter. Deci eu nu o să intru, că
Ну, врос, мы блокезис. Его маратат кунсфак контур. Кем калькулатор с девой, ну, мау, ун кон. Deci rest, contur nu, nici nu are valoare să faceți, că până nu faceți verificarea, nu o să puteți să vă folosiți de cele monede. Deci cam atât ce am vrut să spun. Mai departe o să fac alte video cum să dăm împrumut acele monede care le primim în cont. Uitați-vă atent mai multe ori acest video și până la urmă cine o să vrei să facă bani fără investiții să folosească această șansă. Va face, cine nu, tot timpul va vrea ceva concret. Oameni concreți care vor tot concret și n-au nimic concret. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.